Gata. Gata, uite așa că ne din nou suntem la lecții. Să îi mulțumim Dumnezeu că suntem sănătoși. Suntem sănătoși și ajungem la momentul acesta pe care noi îl așteptăm cu mult drag. Bucurie. Să știm bine, cum cum reușim să facem lecții bune. Am avem deja experiență că ajutorul acela, dacă cerem la Doamne, Doamne, sigur, sigur îl avem. Așadar, începem lecția cu rugăciunea, cum suntem obișnuiți. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, amin. Da. Mulțumim, Doamne, și haide să, încă o dată, te rugăm să ne ajut să facem o lecție frumoasă. Doamne, ajută-ne! Mărica, cu ce am făcut noi ultima dată, că nu mai știu așa, ca să pot lega lecția de... Ia uite-te pe caițel, ce era ultima dată? Când am făcut noi sumaia. Da. Deci a fost acolo un exercițiu în care a intervenit o sumă, da? Hai să ne reamintim. Deci, hai să zicem așa, fie mulțimea mare egal cu toți cei X din Z. Deci toți X din Z pentru care minus 4 sau stai? Nu, hai să o punem pe loc acum. Pentru care? Ok, e alta sau ai de data trecută? Nu, o alta acum încercăm. Acum să vedem. Deci toți acei X din Z pentru care hai să zic așa, pentru care 3x supra 7 împărțit la nouă supra 14 plus 2, așa, este egal cu o linie de fracție, egal cu x minus trei întregi virgulă 12 neperiodic 63 împărțit la un întreg și zero patru neperiodic, iar în perioadă 21. Stai să scriu și eu. Da, te aștept, sigur. Deci a fost x minus 3,12 în 12 neperiodic, grupul de cifre 63 periodic, deci e un număr zecimal periodic mixt, împărțit la 1,04 și 0,21 în perioadă. Deci 12 12 perioadă 63 împărțit la 1, da.
04 neperiodic și 21 în perioadă. Ok, eu văd ce ai făcut aici. Deci este... Ok, și jos? Acum jos, să vedem ce punem. Să punem așa. 1 plus 3 totul supra. Deci 1 plus linii de fracții la numărător 3 supra. 1 minus 1 pe 2. Deci, ce? Numitorului 3. Numitorului o fracție? 3, da. Deci, se numitorului poate? 3 este o scădere. Aolea. 1 minus 1 pe 2. Câte fracții pui în asta? Da, se pot așeza așa. De ce? Pare ciudat, nu știu, pare greu de abordat, dar vreau să vezi cât de ușor și frumos este. E pentru prima dată când facem o scală așa de fracții. Ok, aici sus deja văd că a doua este cu 3, de 3 ori mai puțin. Adică dacă înmulțim asta 1,04 și în perioadă 21 ori 3, eu cred că ne dă asta. Crezi că îți dă asta? Că... Ar fi interesant dacă asta s-ar întâmpla. Ne-ar ușura foarte mult. Dar noi... Dar nu știu cum se împart. Nu pot să fac împărțirea asta. Nu știu să o fac. Pentru că mă încurcă 63 în perioadă și 21 în perioadă mă încurcă. Tu se zice, dar dacă așa stau lucrurile, când transformăm în fracții ordinare, se va vedea foarte ușor. Mă gândesc. Putea să o transformăm într-o fracție. Deci să transmitem pe fiecare în fracție ordinară și de acolo să ne dăm seama. Da, fracție ordinară. Da. Să încheiem, să zicem, mulțimea aici. Deci închidem la mulțime. N-am ceva necunoscut pe undeva ca să pun vreo condiție, că la fracții m-am fript de data trecută, ții minte, nu? Trebuie să fim foarte atenți să punem condiții de existență când vedem fracții, dar aici toate fracțiile n-au necunoscuta și nu intru în panică. În virgulă, x aparține lui z. E 3x-ul ăla, dar în fine. Dar 3x-ul ăsta e la numărător. Atunci, dacă dă 0, e ok. Jos nu e niciun... Deci nu e niciun X care să mă pună, să mă facă să intru în panică. Okay. Da? Cu virgulă X aparține lui Z, da? Continui tu acolo. Și închidem paranteza. Eu am închis-o așa undeva acolo. Iar B egal cu... Dacă faci B mai complicată, o să mă supăr. Dacă o dau dacă la... iarăși pui 100 de fracții pe o fracție... Nu. Nu o să mai fac tot la fel, că am aici experiența... Pe o fracție jos. Încă te speri asta, dar e atât de simplu. Uite, putem să ne facem planul. Adică, deci, dacă sus era 3 pe, jos era plus 1 cu aia, cu 3 pe 1, sau nu mai înțeleg. Da, pare dificil. Dar uite, noi putem face aici, 1 minus 1 pe 2 poate să fie așezat, nu? Pot să, dintr-un întreg scaz jumătate, rămâne jumătate. Deci aici o să facem calculul și primul dă 3 supra o fracție. Dar asta, care e linia de fracție importantă, spune o împărțire. Și noi traducem într-o împărțire. Când ne descurcăm mai mare, că nu poate, nu intrăm în împărțire. Este pentru prima dată când am întâlnit așa o scară. Dar nu înseamnă că nu putem face. Deci B egal cu toți X din Z, pentru care se întâmplă așa, că B minus? Deci B egal, nu B minus, B egal. A. B egal cu toți X din Z, cu proprietatea că... hai să zicem așa. Cu proprietatea că
17 plus 18, nu, 17 plus asta o să fie o fracție? 20. Asta o să fie o fracție? Cred că o fracție o să facem. Deci okay. 17 plus 20 plus 23 plus 26. Aole, o faci în 3 în 3. Da, să și te-ai prins de poantă, din 3 în 3, așa este. Deci 17 plus 20 plus 23 plus 26 plus și așa mai departe, plus, ia să vedem noi unde, până unde ne ducem. Deci, până la 92. Why? Deci ultima e 92, minus. Ok, deci. Și acum să spun așa. Minus. Să vedem ce rezultat să dau. Tu o să dai rezultatul ăsta, că tu deja o știi. Nu, acum încerc. Tu deja o știi. Sper că nu urmărești. Vreau să nu urmărești. Ok, uite, mă întorc. Așa, întoarce-te să nu urmărești. Deci încerc acum să calculez suma asta, să vedem cât îmi dă. Deci ideea este, deci 92 scăzut 17, cât face 5, 75 împărțit la 3, 25, 26. Deci ori 26 supra 2. 13. Dacă tu zici, tu știi că eu te aud. Da, chiar dacă mă auzi, important este să nu înțelegi nimic. Deci, eu doar aud numele, atât. Ori 13. Poți să te uiți că nu e problemă. Că eu am făcut aici niște șmecherii atât de tari. Da, deci 3 ori 9, 27, 3 ori 3, 1 ori 9, 9, 0, 1. Deci 7, 11, dacă nu-mi dă așa, înseamnă că încă nu m-am trezit. Deci 1417, minus 1417. Totul supra, poți să mă întorc sau nu? Da, gata. Ok. Deci 1417 și 1400 24. 1424 am modificat. Tu ai pus rezultatul direct. Pun pariu. Totul supra 5x minus 3. Cu x parcurge z. Wow, deci... Numărătorul e așa de complex și după aia numitorul e 4 elemente sau 4 chestii acolo. Deci 5x minus 3, numitorul. Și X e element? Nu, X este un element pe care îl caut. Îl vreau întreg. Pentru deci care este element. Toată fracția asta, atenție că n-am spus-o, nu-i bine. Pentru care toată fracția asta să aparține lui Z. Așa de acum am format-o. Deci după ce înlocuim pe X, și okay, nu știu, ajung să avem un din Z,
Fracția asta să fie din Z. Bine, dar avem un necunoscut jos. Așa. Deci avem necunoscut a jos și ce condiții trebuie să o pui urgent? 5x minus 3 diferit de 0. Corect. Deci așa sunt 5x minus 3 diferit de 0. Și abia după aceea închid paranteza. Deci 5. X minus 3 diferit de 0. Să recapitulăm. Deci, ni se dau două mulțimi. A și B. Prima deja tu o știi, deci nu e corect. Adică de la B. La B spui că știu cum se calculează. Ai făcut calculul. Am făcut calculul, dar să știi că s-ar putea să fie greșit. Abia aștept să văd dacă e bine sau nu. De ce ai vrea să știi dacă e... Păi și dacă e bine, după aia te bucuri dacă, dacă e rău, te bucuri dacă e rău, dacă n-ai deci calculat corect. Mă bucur dacă... E corect. Dacă e corect, mă bucur. Dar dacă e rău, mă bucur și mai tare. Că de trebuie ce? Să descoperim greșeala. Ca să descoperim greșeala, când să vedem... Eu m-aș supăra dacă aș greși. Ai cum? Cum? Nu, pentru că reluăm acum și... Asta înseamnă că am șanse să descoper greșeala. Deci ce cer A mic? Să se determine A mare și B mare. Să se determine A și B. Și apoi chestiunea următoare. A cu B. A reunit cu B. A intersectat cu B. Da. Și A minus B, B minus A. B minus A. Dacă ne dă vreo multiplu, nu multiplu, înmulțire vidă și lucrăm atâta, nici nu știu ce să fac. Da, pur și simplu zici că, dar nu-i nimic. Operațiile le putem face. Cu atât mai mult, ne s-a întâmplat de atâtea ori când ne-a dat o mulțime vidă, nu ne-am fost triști. Bun. Pornim la lucru cum? Cu cine? Cu găsirea mulțimii A. Da. Păi, hai să ne facem un plan de lucru. Cum propui tu? Creăm proprietatea aici, încărcăm. Nu, ne uităm proprietate ce anume ne-ar interesa să facem în primul rând și în primul rând. Ca toate să fie fracții. Deci am putea să lucrăm la prima și după aia la a doua chestie. Ea este egalitate aici, nu? Și fiind o egalitate, ar trebui să o scriu proprietatea și până să o duc pe parcurs în echivalentă, până când o finisez de ajung la X. Dar fiindcă conține această împărțire, care pare ciudată, dar tot se pare că ai descoperit ceva, hai să ne convingem, să ne convingem și pe prieteni. Eu aș propune să lucrăm, notăm cu E1 împărțirea asta. Apoi... Ceea ce se pare ție mai complicat este tot numitorul ăsta de aici, că nu l-ai întâlnit niciodată așa în scară. Ce scara cu... asta nesuferită? Așa, e doi să notăm parcă... scara asta. De parcă am scris mai multe fracții și se ating. Da, da, n-am întâlnit niciodată, dar o să luăm. Eu cred că asta ar trebui să facem împărțirea asta. E 1, pe urmă e 2 scara deoparte aia și 3? În final le înlocuim. Și va fi mai la îndemână. Am mai deci prima nu zicem că e scăzut din dificultate. Prima nu zicem că e 3, asta cu 3x supra 7. Și acolo, cred că te descurci. Cum se împar două fracții, știi asta? Da, ok. Da? Acolo te descurci. Hai să ne ocupăm de prima. Deci ne ocupăm și vorbește tu. Eu nu i-am notat egal cu o luăm. E 1 egal cu? Trei virgulă? Ha!
Vorbește. Dar nu punem și X-ul? Nu, nu, nu. Am luat, numai asta notăm. Ah, ok. Numai împărțirea asta. Și pe urmă ne întoarcem, lăsăm X-ul deoparte. Bucata aceea. 12. 63 în perioadă. Bun. Eu am trebuit să copii de la tablă, că nu mai aveam rând pe cealaltă pagină. Da, împărțit. Deci, adică am scris, dar nu prea pot să copii de acolo, dacă nu fac în continuu așa. Unde te uiți la tablă și vorbește? 1,04. Da. 21 în perioadă. Și e unul ăsta. Asta este să închid paranteză, da? Periodic mixt. Da, sunt numere decimale periodice mixte, corect. Doar fecele. Da? Egal, spunem aici, am luat-o pe E1 și lucrăm asta. Deci nu mai spune echivalent. Dacă scrie echivalent, trebuie să spun iarăși din nou E1 egal cu. Dar așa, dacă spun rezultă, sau zici egal în continuare, înseamnă că ce voi scrie este rezultatul lucrului acestei expresii, da? Deci egal cu. Dar n-am vorbit niciodată despre cum se împart două decimale. Păi nu. Nu putem face asta, așa, de trebuie ce? Să transformăm în fracții ordinare. Deci dar le transformăm în fracții ordinare și pe ele, acele fracții facem împărțirea, că așa împărțirea asta nu mă putesc. Sper că țin minte. Deci, copiem totul. Da. 3, 1, 2, 6, 3. Minus 312. Bun. Totul sub. Supra 99. 99. Da. Două zerori. Și două zerori. De la 12. De la 12, două zerori și la 63, cei doi din nou. Perfect. Da. Împărțit. Împărțit. Stai să scriu împărțitul la mijloc. Copiem totul din nou. Da. Minus. Nu, nu, păi ai zis așa. Bun, n-am fost atent. Eram în pauză. Copiem totul, dar 10421 minus 104. Bine. Totul supra 99. Și da. Acum două zerouri, de la 0,4 ăla. Perfect, perfect. Și egal mai departe cu lucrurile. Dar două zerouri de la 0. E ok? Deci două zerouri, ai zis bine, pentru 0,4 și 2 de nou vin de la grupul de cifre periodic. Sunt tot două cifre, deci e perfect așa. Dar cumva mai mult luăm 0 de la 4, că deja e un 0 acolo. Nu! Două cifre. Nu ne frământă. Două cifre în partea unei perioade, chiar dacă este un zero. Nu ne... Luăm în... Că și zero este cifre, nu? Așa că nu. Da. Nu intrăm în panică. Ok. Dar dacă din greșeală spui echivalent cu după aia scade... Hai, nu. Nu eu... Nu e o greșeală foarte mare, dar din clipa în care mi-am propus să aduc expresia E1, să o calculez, nu mai spune echivalente. Echivalente e proprietatea de caracterizare când o luăm și membru stâng și membru drept. Știi? Că noi o să ne întoarcem. O să locuim pe E1, o să locuim pe E2 și pe urmă luăm proprietatea de caracterizare și aceea va fi dus în echivalență până ajungem la X. Da? Deci acum lucrăm la calcul aceste valori al lui E1. Așa, egal. Acum scadem. Da, da. Sigur, okay. Avem altceva.
1. Da. La sfârșit. Da. 5. La unități, așa spui. Cifra unităților, 1. Unități. Cifra zecilor. Cifra zecilor, 5. Da. Cifra sutelor, 9. Da. Cifra miilor, 0. Da. Cifra zecilor de mii. Zecilor de mii, 3. 3. Supra 9, 9, 0, 0. Să și întoarcem. Deci facem scăderea, dar și întoarcem. Că știm cum să mulțesc două, cum să împar două fracții. Mulțim pe prima. Ok. Deci jos scriem cât ne dă. Deci sus spunem cât. La numărător. Da, 9, 9, 0, 0. Așa. Supra. 7. Da, la unități 7. La unități 7. La 10, 1. Corect. La 103. Da. Și acum 0, 1. Copiem, da? 0, 1. Perfect. Și egal mai departe cu... Iarăși cu zgomotul? Da, în fine. Ce face... Simplificăm, adică scăpăm de... Trebuie să mergi deodată. 9900 cu 9900. Da. Și acum devine 30.951. 30.951 supra? Supra 10.317. Să-mi pun căștile ca să nu se mai audă așa tare. Să faci ce? Să pui căștile? Da. Dar după aia nu mai auzi așa bine. Bun, las așa, că lasă, nu o să tot timpul nu o să facă. O dată sau două nu deranjează. Okay. Să vedem mai departe. Trebuie să vedem dacă e reductibilă sau ireductibilă. Corect. Dacă putem să o simplificăm. Da. Deci... jos. Cum faci? Deci la 7 e doar 1, 7. Parcă așa făceai. 7 la 1, 1. La 3, 3 și 1, dar nu mai spun și 1. Și 10, 2 și 5. Deci... Sau... Asta cât face suma cifrelor aici? Prin 2 nu merge. Prin 2 se vede că nu, că sus avem cifra 1 și la unități și prin 7 jos. Prin cât? Prin 2 nu. Deci ar fi 5 plus 7, 12. Prin 3 vrea ăsta de jos. Prin 3. Ăsta de jos vrea prin 3, corect. Asta de sus, 3, 12 plus 5, 17, 18. Vrea și asta. Vrea și asta de sus. Înseamnă că prin 3 îi dăm drumul la treabă și să vedem. Ok, putem să facem în minte. Da. Cred, sper, 1. Da. Sigur. 0 de 0 ori. Coborâm 9, 3, da. 5 de o dată, 2, 1, 7. Corect. Acum jos, 3. Da. Stai.
3, avem 1, 13, deci cam 4 ori. Corect. 1, 1, de 3 ori. Avem da. 27, de 9 ori. Deci de 3 în 21, 27, din 9 ori, zis bine. 3 în 27, din 9 ori. Bun. Dacă doamna zice asta din nou, m-aș speria. Ia să văd, prin 2 nu merge. Iarăși prin 3 poate. Poate prin 3 4, să vede. 5, sus, vrea. Vrea. Jos. Jos nu cred că vrea. Că nu ați prins împărțirea 3. Nu merge. Nu ați prins împărțirea 3, nu merge. Atunci, cu 3 am terminat-o. Acum trebuie să studiem. Sau cum făceai tu de aflai numit ăia de jos? Că făceai tu cumva. Dar am uitat cum. Descompuneam pe ăsta să vedem divizorii ăstuia de jos. Da, dar cum făceai? Ce, divizorii ăstuia de jos, pe urmă, dar acum depinde la care pot găsi divizorii. Că văd eu aici, nu prea, doar atât are un divizor. Ăsta de jos nu vrea 3, nu vrea 5, nu vrea 2. Trebuie să mă duc pe divizorii. El e mai mic, că sus am 10.317 și jos am 3.439. Și fiind 3.439... este mai mic și poate aș găsi divizorii, dar e treabă de făcut, că de acum trebuie să mă duc după numerele primii toate să încerc divizori, nu? Adică să încerc pe 7, pe 11, pe toate numerele primii pe care le știu. Ia să-l încercăm pe 7. Hai să-l luăm deoparte pe 3.000. 439 prin 7. Că alți divizori nu mai am la îndemână. Celălalt de sus vrea 3. Ăsta nu vrea 3. Știi ce? Hai să-l încercăm. Prin cât am zis că încercăm noi? Prin 7, da? Ia să vedem, te rog. Împărțirea asta. De 4 ori. Da, 4, 7, 28. De 4, de 5 ori nu merge, nu? Că fac nu. 35. De 4 ori, corect. 4, 7, 28. 6. Da. 6. Coborâm pe 3. Da. De 9 ori. 9, 7, 63, da. Deja văd. Și din păcate se vede că nu merge. Coborăm pe 9 și coborăm 9, nu se poate. Măcar, adică se poate, dar nu e... Da, nu e divizibil. E ceva natural. Nu e divizibil, da? Adică nu, noi am vrea să rămână restul 0. Așa noi putem găsi și cu zecimali și știm asta, dar nu ne frământă. La cine ar trebui acum să mă aferez? Ce ai zis? Divi? Nu e divizibil. Nu e divizibil, adică ce înseamnă să se împarte exact, m-ai spus tu. Deci a spune că să se împarte exact, e de parcă aș spune că l-așteptam pe 7 să fie un divizor. Despre un număr spunem că e divizor dacă el la împărțire conduce la o împărțire exactă. De data asta nu a condus. Să știi că nu prea mai am curaj să încerc. Încerc și pe 11, pe timp și pe 13, nu știu. Mai degrabă m-aș duce la acela care au vrut. Că 10.317 au vrut un 3. Ia să zicem. Așa a spus el, că vrea să încerc de acolo să găsesc divizorii. Să încerc să văd ce îmi iese. 10.000.
Deci 10.317 se împart la 3, da? Ia să văd cât îmi dă. Deci de 3 ori. Da. Face 9. Da. Restul 1, 13, deci de 4 ori. Da. Avem 12, iarăși 1 rest, coborâm pe 1 ăla. Da. 11, 3, de 9, de 3 ori. De 3 ori. De rest 2. Coborâm pe 7 și avem de 9 ori. De 9 ori. Știam că se face împărțirea exactă pentru că am adunat cifrele și nu mi-a dat cât de 3 ori. De 9 ori. Exact. Și 9 ori, 9 ori, 3, 27 și s-a încheiat de foarte... 9 ori 3, am vrut să zic, da? 9 ori 3, 27 și am făcut împărțirea. Ei bine, acum Măriuca, înseamnă că numărul 10.317 cum poate fi scris? Ca fiind împărțitorul, oricâtul, plus restul 0. Da. Nu? Așa poate fi scris. Deci fostul 10.317 este scris ca împărțitorul 3 ori câtul împărțirii? 3.439. Ia să scriem și noi așa. Deci egal mai departe. Egal. Nu mă aștept. 3-ul de jos nu poate. N-are pe 3 ca divizor. Deci în loc de 10.347. Scriem 3 ori, vorbește tu. 3 ori. Câtul? 1. Nu, câtul împărțirii. Care a fost câtul împărțirii? Rezultatul împărțirii. Când am făcut acum împărțirea, că eu nu mai am șters, nu mai știu. Stai. Doar scriu o mică chestie. De 10.317 am împărțit la 3. Și rezultatul împărțirii ne-a dat cât? Care era rezultatul? Stai. Când am făcut și ultima parte eu. N-am mai scris ultima parte. Stai, un pic. Ia, rea din nou, că nu, eu nu mai știu. Ok, 3, 4, 3, 9. 3439. Este 3 ori 3439. N-am scris 39, de-aia. Aha, n-ai mai pus cifrele astea la cât, da? 3439 supra cât? Care este de aici împărțitorul? Care este numitorul? 3439 este numitorul. Și egal cu? Spune-mi ce observi acum. Am zis eu că văd ceva. Spune-mi ce ai observat, hai să văd. Sunt la fel! Păi da, 3439, și simplificăm. Chiar prin 3439, ce mai stăm pe zi? Și dă 3 pe 1. 3 pe 1 adică 3. Păi 3, ți-am zis eu, diferență cu 3. Așa, ai sesizat că ăsta e mai mic de 3 ori împărțitorul. Ai sesizat. Așa am și gândit eghesițiu. Deci l-am găsit de 3 ori mai mic, dar numai că nu puteai argumenta foarte bine, că ziceai cum să mulțesc eu acolo, dacă ăla e număr, dacă ăsta e, ambele sunt numere zecimale periodice, simple sau mixe, nu are importanță, și atunci ce am făcut? Am venit, am transformat în fracție ordinară pe fiecare din ei. Am știut să facem asta, am mulțit prima cu a doua răsturnată, mi-a dat o fracție,
Dacă aici observai că 3 ori 7, 21, 3 ori 1, 32, 5, 3 ori 3, 9 și 3 ori 0, 0, se zizai de aici că e de 3 ori mai mare, nu mai simplificam prin 3 și mai pierdem timpul. Dar eu te-am lăsat. Da? Te-am lăsat așa. Pentru că tu ai sesizat că și numărătorul și numitorul